Doi bărbați din județul Teleorman, născuți în 1914, au primit vizita președintelui Consiliului Județean Teleorman. Prima pe lista vizitelor a fost Maria Voituș, din localitatea Mavrodin. Femeia a muncit toată viața în agricultură și este mamă a 5 copii. Sunt președintele Consiliului Județean Teleorman și am venit să... Puteți aduce flori pentru că ai împlinit 100 de ani. A avut 5 copii, 2 bătrâni. A adus o viață foarte grea. Am fost oameni săraci. Ion Neagu, din localitatea Bragadiru, este cel de-al doilea teleormănan care a împlinit anul acesta un secol de viață. Cu vederea slăbită și mâna tremurândă, bătrânul a ținut să-și iscălească singur documentul de primire a banilor de la autorități. Care e secretul dumneavoastră? Cum ați ajuns la vârsta asta? Am avut să o de... N-am băut de 30 de ani. Nici n-am gustat, nici apă minerală nu pot da, că apă din fântână. Mult ne ajută chestia. Tutunul și băutura e subioră. Continua și în acest an această acțiune începută în anul trecut de premierea centenarilor județului Teleorman. O acțiune care până la urmă reprezintă un gest de respect și de prețuire față de aceste persoane, dar mai ales pentru ceea ce au realizat în viață. Mai mulți teleormâneni vor fi premiați și lunile următoare pe măsură ce vor împlini un secol de viață.